Românii încep să descopere brânzeturile italiene fabricate după rețete tradiționale, dar cu materie primă de la noi. Raimondo Balucci este un fermier de 54 de ani, originar din Sardinia, care s-a stabilit în Timișoara în urmă cu ceva timp, iar de curând și-a deschis o fabricuță de produse lactate. Merge vorba în târg că aici ar fi cea mai bună brânză din Banat. Ce așa specială brânza dumneavoastră? E ceva, o brânză din lapte integrale, neexploatată deloc. Lapte închegată din fermele respective, vine direct la noi în fabrică, o mini fabrică care a făcut așa cu ambiția, pentru că de 16 de ani că stau aici în Banat, m-am simțit așa dator să oferă ceva bun pentru această regiune. Și ne-am numit Flori în Banat, acum un puțin de publicitate, așa nu strică, nu? Așa. Pe... Ce sortimente aveți? Avem momentan, vă puteți uita aici, la scolă, o tablă. Vedeți aici Flori din Banat, va fi introducția un blu banat, o brânză cu mucigaie, doar cu latte de banat, de latte de vacă, mai va fi un pecorino maturat de latte de oaie, un caprino, cașcaval maturat, o cazatella, o brânză proaspătă, care are un procedeu așa de maturizare inversă la pecorino, care se întărescă, asta se topesc. Se pot întindere și pe pâine prăjită. După avem o caciotă, este un cașcaval maturat numai 20 de zile, și de oaie și de vacă. Mai e o cazatela de seamănă cu ala de oaie, tot același sistem de prelucare, și o ricotta din zero de latte de oaie. Vă rog frumos să ne confundate brânză urdă. Urdă nu e o brânză, este un derivat din zero, din lapte. Ok? E noi exploatăm așa. Cum cu latte pastorizat, fără niciun adaus de nimicuri, atât. Unde se găsesc produsele dumneavoastră? Se va deschide un punct de desfacere, cu degustare și desfacere, vis-a-vis la Sala Olimpia, la centru de afaceri.